cumva acolo, Grim? Hai, băi, băi, scoborăm, hai, hai! Opriți-vă! Stai, ce? Opriți-vă! Băieți, ce faceți? Bine! Se pare că ați venit prea târziu. De ce? Pentru că deja... Ce-ai, mă? Băi, Grim, eu zic să... Și-o pe ei! Grim! Grim? 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 Bă! Urmă! Grim, Grim, ce-ai făcut, bă, Grim? Timo, cred că nu e altă modalitate. Cine ești tu? Ești Timo! Nu te cunosc! Nu mă mai țin minte! Nu! Grime, stai calm! Te rog. Grime, am zis, șopă-i! Oh, fuck! Vreau te fugi! Nu știi, mă! Struge-i, anihilează-i, fă-i ceva, numai să nu-i mai văd pe acest pământ. Au! Bă! Bă, Grime, cine nu mai recunoști, bă? Vimri! Grime, stai, bă! Bă, nu mai țin minte, bă, eram prieteni, bă! Grim! Eram prieteni? Da! Oricum nu mai aveam nevoie de Grim. Era inutil. Nu m-a ajutat cu ăla nimic. Totuși, deja mă transform în demon. Dă-te, dracu, bă! Grime! Dar cum ai ajuns așa? Grime! Fuck! Pleacă! Du-te de aici! Dragule, abia aștept să te văd mort. O să facă... Cum? Nu! Nu! Ce dracu s-a întâmplat? Timo! Se pare că dacă aici trebuie să te descurci unul singur... Chipește morții mătii. Chipește tu în morții mătii. Sunt profilită ușor. Ce căcat. Trezirea în gâtul mătii. Ați fost unul din cei mai buni prieteni ai mei pe care i-am avut vreodată. Timo, omoară pe Keno. Unde mă aflu? Salut, Timo! Cred că mă știi, sunt eu dragonul care a protejat această insulă, dinainte să fiu sigilat. Dar cum de poți apărea în mintea mea? Păi, tu ai fost primul care a atins prima oară amuletele, jumătate din puterea mea este în tine și din cauza asta pot apărea în mintea ta. Ascultă, insula este în mare pericol și așa și locuitorii de pe ea. Dacă Keno va rămâne așa cum este, acum vor fi mari probleme. Așa că te voi întreba o dată, dacă vrei cu disperare să-l omori pe Keno, îți pot da întreaga mea putere și control asupra ei, dacă accepti pactul cu mine. Accept. Cum dorești. Păi mă, e slab. Ce
mai vins pe mine, da. Îl mai e pe... Șef. Șef? Bă, tu ai un șef? Aghi, ești în viață. Epiti, ăsta nu mai, ăsta nu mai are suflu. Ăsta moare. Claudiu, nu muri. Claudiu, dacă ești mort, jur că te omor. Claudiu. Bă, Claudiu, bă, nu fac glume din astea, bă. Claudiu. Claudiu. Kino. Am să scot mațele. Timo, hai să mergem. Da. Va să fie dor de tipul ăsta. Nu, no, haide. Hai. Săracul Claudiu. Băi, încă nu pot să cred că a murit. Trebuie, îl omor pe Keno. Bun, hai să vorbim cu șeful tău, nu? Trebuie să vorbim cu șeful, să avem tot de despre acest șef al lui Keno. Șeful ăla lui Keno, hai să vedem, da, unde se află? Hai pe mine. Ok. Ok, Vladimir, ce faci tu acolo? Eu, ce dracu cine ești tu? Sunt eu, Timo, și ele Grim. L-am recuperat pe Grim, doar că avem putere de demon acum. Ce-au ales? Ok, dar uite cum stă faza. Keno a fost omorât. Keno a fost omorât. Bun, dar am este o întrebare. Este o fază. Keno ăsta au zis că are un șef. Stai așa. Timo. Dar Claudiu unde e? A murit și el. A fost, l-a salvat pe Timo. Ok. Las, asta e. Ceva cu tare despre acest șef al lui Keno. Păi, este un șef al lui Keno. Acela fiind Gypsy. Un teror... Gypsy? Da. Un terorist timp de 10 ani. De 10 care ani? De 10 ani. Care a comis foarte multe crime. Ok. Baza lui este destul de departe, dar dacă mergeți acolo aveți grijă de oarece este foarte protejată. Ok. Ok. Atunci, crime, trebuie să-l... Vreau să-l bat pe Zigan.